Ciao, place să mănânc aici cu seara asta, bag niște dulciuri. Am luat de la Carrefour. Deci, asta e ceva ciocolată elvețiană. Nu știu dacă chiar e făcută în Elveția. Nu știu, posibil. Deci, astea le-am luat de la Carrefour. Da, asta nu știu ce-i. Cred că e ceva nemțească. Lind. Cu alune. Mă rog, nu alune, zonale. Și asta e Ritter Sport. Asta nu știu. De la nemț. Și Milka Joy Fields. Da. Deci asta a fost Swiss. Stai, care 3 lei. Asta 8,70. Asta 6 lei și 6 lei 35. No. Le luăm pe rând, le gust. Și vedem. Opa, stai că am uitat sucul. Am adus și sucul. Întorn o leacă. Începem pasta. Care fă 4 lei. Hai să vedem. Deci arată în felul următor. Da? Vedem cum miroase. Deci că e, nu știu, Laura sau era, nu știu dacă mai era ciocolata aia. Mai de mult era Laura. Hai să și gustăm. Ok, deci asta, nu știu, Milka e 4 lei, Milka cred că e mai ieftin, dar e mai bună ca asta, deci se poate mânca, e ok, dar 4 lei și 4 lei și având în vedere că Milka e mai ieftină, eu o să mărtă pe Milka înainte. Hai să vedem pe asta cu 8 lei și aproape 9 lei. Uitați-vă aici. Aluneca lumea. Hai să și gustăm. Ok, asta se simte că e nemțească, are gust exact ca și exact, am foarte asemănător cu nu știu, la mine jos este la magazin cu 4 lei sau 5 lei. E tot nemțească. Aici nu e împachetat, are o parte în care să vede ciocolata, așa transparentă. Adică aici e transparentă și are numai o folie și să vezi ciocolata și alunele din ea. Și așa cu, dacă nu înșel, ceva, are un ambalaj, un fel de alb sau crem și cu roșu, pe așa o dungă, ceva în genul roșie, așa cumva. Dar cred că o știți, că dacă aveți neamul în Germania, sigur v-au dus în aia. Deci, nu știu, ăsta e aproape 9 lei, e bună, deci pentru 9 lei e bună, dar sunt mai ieftine tot din Germania care au gust la fel. Nu, am un voi știți. Hai să vedem pe asta, ci că tot nemțească, nu știu exact. Sper că nu-i ciocolată neagră, că nu-mi place. Nu văd să scrie pe nimic. Dar atât le-am luat cu alune, să fie de-astea mari. Deci așa arată. Ia să vedem ce gustare. Ok, deci asta e. Are gust asemănător cu asta. Mă parcă e un pic mai dulce. Și cât o fost 6 lei. Da, deci ai aproape 9, asta e 6, nu știu cât e gramaj are. 10, 100, și asta cred că tot 100.
Da. Deci, din punctul meu de vedere, e mai ok asta decât aia, dacă ai, o luați în funcție de calitate-preț. Hai să vedem Milka. De asta n-am mâncat niciodată. Asta cred că am mai mâncat. Poate n-am mâncat din asta, dar restul cred că am mâncat de tăche. Și cam așa arată. Asta și vedem ce gust are. Nu știu ce să zic. Deci are gust ok. Sunt mai bune decât pernițele alea Viva sau Olala sau nu știu cum se numesc. Dar nu știu, stai să mai văd, că nu, chiar nu-mi dau seama ce gust au. Ce să zic, că sunt ok. 6 lei sau cât a fost? 6 lei și ceva. Nu, cam atât a fost. Ne auzim data viitoare.